Lucrările de reabilitare, modernizare și consolidare desfășurate la Colegiul Național ICE Brătianu au dat rezultate surprinzătoare. În cadrul acestor lucrări a fost inaugurată prima dată în prestigioasa instituție de învățământ și o cantină modernă destinată elevilor care studiază aici. În premieră după demararea acestor lucrări, Epitești vă prezintă imagini din interiorul Colegiului Brătianu. Potrivit directorului instituției, Alina Manea, acest spațiu are multiple destinații pentru elevii colegiului. În cadrul proiectului de reabilitare a liceului a fost prevăzut și acest spațiu de unde elevii să și poată achiziționa produse alimentare, produse ce trebuie să respecte anumite norme. O firmă a închiriat acest spațiu, are sală de mese, copiii pot servi aici produse oferite de firma respectivă, dar și produse achiziționate din exterior. Pot veni să și facă teme, să se recreeze atunci când au pauză. Ne-a declarat directorul Colegiului Național Icebrătianu Brătianu, Alina Manea. Pe site-ul epitești.ro puteți afla și alte amănunte despre lucrările și investițiile ce au avut loc la Colegiul Brătianu.